Bună, Alexandra, bine ai venit la Catine. Bună, mulțumesc pentru invitație. Cum te-ai descrie în 3 cuvinte? Încăpățânată, determinată și emotivă. Cine a fost fetița Alexandra și cum și-a trăit copilăria? Cred că e aceeași. Doar că am mai trecut timpul peste fetița Alexandra și că, evident, am căpătat mai multă experiență personală, nu știu dacă de viață, dar experiență pentru mine, așa. A fost un copil normal, un copil care s-a născut în București, din păcate, care nu a avut o țară undeva unde toți colegii ei se duceau la iarbă, la natură și la animale. Eu am trăit într-o capitală pe care o cunoaștem, care pe vremea aia era puțin cu mai multă verdeață decât acum, dar nu am beneficiat de viața aia idilică de la țară, pe care mi-am dorit-o întotdeauna și la care am tânjit când eram mică. Care e amintirea ta preferată din copilărie? Am multe amintiri. Toate sunt legate de vacanțele frumoase pe care le aveam, pentru că tata a încercat să suplinească faptul că m-am născut în București cu vacanțe prin locuri destul de sălbatice, așa, și toate vacanțele mele împreună cu tata au fost absolut mirifice, cu povești multe, cu multe întâmplări, cu multe evenimente care m-au format așa și care mi-au prins bine. Ai vorbit de tatăl tău, dar spune-mi, care e amintirea ta preferată pe care o ai cu mama ta? N-am apucat să am multe amintiri cu mama. Amintirile legate de mama au apărut în viața mea când deja eu eram un om matur și format. Am amintiri, dar nu sunt legate de copilărie, că mama a plecat când aveam 2 ani și după aia ne-am reîntâlnit când eu aveam 10 ani, dar mă rog, amintirile sunt cele care acum mi se par fabuloase, pentru că deși nu am crescut cu ea și deși n-aș fi avut cum să fie vorba de mimetism în faptul că semănăm, dacă ne vezi, suntem 2 surori, adică e incredibil. Și astea au fost lucruri care ne-au legat, iar amintirea cea mai frumoasă este că ne-am întâlnit, eu venind din România, ea venind dintr-o altă țară, ne-am întâlnit pe un aeroport, un fel de no man's land, așa, pentru noi amândouă, ne dăduserăm întâlnirea acolo și ne-am trezit că eram îmbrăcate la fel, cu aceeași cămașă de la aceeași firmă. Asta spune multe. Anii au trecut, iar tu aveai să devii o actriță de succes. Nu, aveam să devin o actriță, ceea ce mi-am dorit. De succes sau nu, asta cred că nici nu contează când îți place ce faci. Am devenit o actriță, ceea ce mi-am dorit și da, pot să spun acum, după 20 de ani de când joc, că de-abia acum sunt actriță. A fost destin sau liber arbitru? De unde să știu? A fost dorință reală și a fost dragoste profundă pentru această profesie. Nu a fost deloc narcisism, nu a fost histrionism, nu a fost dorința de a ieși în față și de a fi văzută. A fost dragoste reală și imediat după ce am terminat facultatea am suferit groaznic, pentru că nu făceam teatru, făceam televiziune, făceam multe alte lucruri, prezentam evenimente, lucruri adiacente cumva a profesiei, dar teatru nu făceam. Și mi-am dorit ani de zile, ani de zile am tânjit să fac teatru și când a apărut în viața mea chiar a fost o imensă bucurie. Cum ai cheltuit primii bani câștigați din teatru? Primii bani pe care i-am câștigat nu au fost din teatru, au fost de la radio, pentru că scriam niște povești pentru copii. Cred că aveam vreo 12 sau 13 ani. Primii bani pe care i-am câștigat i-am dat lui tata și l-am rugat să-mi deschidă un cont undeva ca să am bani pentru când voi fi mare. Și când s-a putut să plec din țară, cu primii bani m-am dus în străinătate și mi-am luat o geantă pe care mi-o doream de foarte mult timp. I-am dat pe toți. Care a fost cel mai greu lucru prin care ai trecut în cariera ta? Pe mine m-a iubit Dumnezeu. Au fost momente grele,
Dar nu pot să zic că a fost un moment atât de greu prin care a trebuit să trec când este vorba de carieră. Dacă e vorba despre viață, da, au fost momente nu grele, covârșitoare, devastatoare. Dar am avut șansa ca ele să mă întărească și nu să mă facă să devin un om labil emoțional. În profesie nu, în profesie am fost luată așa pe un val bun și purtată de viață permanent în locuri minunate. Am fost norocoasă și am fost privilegiată categoric. Și dacă ar fi ca din secunda asta să nu mai fac această profesie, din cine știe ce motive, îi mulțumesc Dumnezeu pentru că până acum mi-a oferit atât de multe satisfacții în ceea ce privește meseria. Ca viață însă au fost momente grele, dar nu m-am plâns niciodată și nu m-am lăsat doborâtă de ele. Am învățat să-mi găsesc resursele interioare să le depășesc. Și mergând în cealaltă direcție, care este cel mai frumos aspect al meseriei tale? Bucuria de a putea dărui. Asta ne însemnă neapărat momentul acela când ești pe scenă. Știi, foarte multă lume confundă profesia noastră cu satisfacția orgoliului, că ești pe scenă, că ești văzut și aplaudat. Nu cred că despre aia e vorba în profesia asta. Cred că cel mai frumos lucru este cum te pregătești tu înainte de întâlnirea cu publicul, nu să fii aplaudat, ci să oferi. Faptul că ești aplaudat e o recompensă a ceea ce tu ai oferit. Dar cred că cel mai important în meseriile publice este această, nu știu cum să-i zic, că sună pompos să-i zic generozitate, dar să simți că ai ceva de oferit. Cred că asta contează. Și asta e marea satisfacție. Este mai greu să joci un personaj sau să te ai pe tine în rolul principal pe scena vieții? Paradoxal, e mult mai ușor să joci un personaj decât să te ai pe tine în rolul principal, pentru că te surprinzi și tu pe scenă când construiești un personaj, sigur că tot din tine izvorăște personajul respectiv. Dar de aceea pentru actori rolurile de contra-amploa, adică nu cele care te-ar recomanda ca fizionomie, ca temperament și așa, rolurile de contra-amploa sunt mult mai dorite de actori pentru că te pun la mai multă muncă și la o provocare pe care orice actor și-o dorește. Pe scena vieții, na. Ți-am zis că sunt emotivă, e greu să te expui așa, ca om, direct. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit de-a lungul timpului? Nu știu dacă e un sfat, dar e o zicală, e un îndemn, dacă vrei, după care eu chiar mă ghidez. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și încerc să fac acest lucru în orice domeniu, în orice moment, în orice, nu numai în profesie, cu oamenii în general, e felul în care eu mă raportez la ceilalți. Mă gândesc dacă mie mi-ar plăcea să mi se întâmple asta și dacă nu, atunci mă opresc. În 2008 ai devenit doctor în artele spectacolului. Da? Așa de mult a trecut? Da. Spune-ne trei aspecte cheie de care ar trebui să țină cont cineva pentru a face spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Cred că respect. Respectul față de tine, în primul rând, este esențial în profesia asta, pentru că numai respectându-te pe tine poți să-i respecti pe ceilalți, parteneri sau public. Cred că nu se poate face spectacol decât cu foarte multă muncă, mult mai multă muncă decât talent. Talentul uneori te poartă pe drumuri adiacente, dar care nu duc la performanță. Ai vreun ritual înainte să intri pe scenă? Da, am ritualuri. Unul din ele este acela că vin mai devreme cu vreo 2 ore la teatru, pentru că îmi place să mă impregnez de atmosfera aia frumoasă a teatrului. Asta ne însemnând că
fac pe interesanta și că, eu știu, nu vorbesc cu oamenii, că mă închid în cabină, că mă concentrez, nu. Dar îmi place să nu intru din balastul cotidian direct în spectacol. E felul meu de a mă curăța de ce se întâmplă pe stradă, în trafic și așa mai departe, pentru întâlnirea cu publicul. Și îmi mai place în momentul în care începe spectacolul, chiar dacă mai e mult până intru eu în scenă, îmi place să stau în culise și să simt și publicul și spectacolul, pentru că întotdeauna, știi, la teatru nu e suficient să fie spectacolul bun și actorii pregătiți. Trebuie să ai și public talentat. Și sunt serii în care fluxul de energie între noi și public este absolut uluitor și funcționează extraordinar și e o chimie specială între noi și spectator, dar sunt și serii când pur și simplu energiile nu se leagă. Se întâmplă. Și atunci îmi place foarte mult, înainte de a intra în scenă, să stau și să respir și să absorb spectacolul. Când îmbraci haina unui personaj, care este cel mai dificil aspect? Haina. Haina însăși. Depinde de personaj, depinde de foarte mulți factori. Depinde ce ai de jucat, depinde ce tipologie de personaj e. Sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le ai în vedere. Eu, în general, am jucat comedie. Comedia este un gen foarte greu. Pare că e facil și superficial, dar nu e deloc așa. Comedia... Se zice că dacă poți să joci comedie, poți să joci orice, inclusiv dramă. Și cred că e adevărat, pentru că un actor care joacă comedie trebuie să aibă o anumită disponibilitate interioară, o anumită versatilitate interioară și o viteză de reacție mult mai mare decât unul care la dramă are timp să-și facă parcursul, să construiască, să se așeze. La teatru, la comedie trebuie să fie tâc-tâc-tâc-tâc. Imediat trebuie să fii muzical, trebuie să simți ritmul, trebuie să simți timpii. Știi că e o matematică foarte precisă la comedie. Dacă nu dai replicile așa cum trebuie și întârzi puțin, poanta s-a fâsâit, publicul nu mai râde. Ăsta e un lucru pe care trebuie să îl iei în considerare. Așa cum... dacă ai de jucat, de exemplu, un personaj cu care nu ești de acord și pe care în condiții normale nu l-ai apăra, dar trebuie să-l joci, trebuie să găsești resursele interioare și argumentele care te fac să-l iubești și să-l construiești și să-l expui publicului credibil. E o meserie superbă, știi de ce? Cred că e cea mai frumoasă meserie din lume, pentru că ai o libertate totală cu tine și cu spiritul tău. Poți face orice, ești regele vieții tale, indiferent că stai la o coadă, că ești în trafic, că ești unde vrei tu, într-un loc neplăcut la bancă să-ți plătești taxele, mintea poate să zboare către ce vrei tu. Poți să-ți creezi un univers al tău, pe care după aceea să-l aduci în viețile personajelor pe care le creezi. E cea mai liberă profesie din lume. Și n-ai timp să te plictisești. Și orice întâlnești în viață, orice experiență, orice întâlnire cu oameni de feluri diferite, toate astea pot deveni sursă de inspirație pentru personajele pe care urmează să le faci. E minunat! Alexandra, dacă te-ai putea întoarce în trecut, ai schimba ceva acolo? Absolut nimic. Absolut nimic niciodată în viață. Nu cred că am făcut greșeli majore. Cred că am luat deciziile juste. Am avut multe cârme în viață până acum. Și am și pierdut trenuri, m-am și urcat din mers în anumite trenuri, dar n-aș schimba nimic, absolut nimic. Sunt bine. Sunt bine cu mine, în primul rând. Sunt bine. Există ceva ce nu știu oamenii de acasă despre tine, un secret bine păstrat?
Păi eu știu ce, nu știu. Eu, în general, sunt un om destul de deschis, de sincer, poate uneori mult prea deschis, pentru că eu uit că trebuie să pun așa o grilă între mine și oamenii. Eu sunt un om care oferă și care spune și care recunoaște și care nu ascunde. Eu, așa cum sunt în viața reală, sunt și pe scenă, sunt și în televiziune. Nu e că mi-am creat un personaj căruia trebuie să-i fiu tributară. Nu știu dacă e ceva ce să nu fi spus până acum. Nu cred. Poate sunt lucruri pe care nici măcar eu nu le știu despre mine, dar urmează să le descoperim împreună. Cum ești privită în cercul de prieteni? Cercul meu de prieteni e foarte restrâns. Cercul meu de relații interumane, de amiciții, este foarte, foarte larg. Dar prieteni am foarte puțini, vechi, de ani de zile, și în acest cerc mic cred că sunt privită ca salvatorul grupului. Întotdeauna eu găsesc soluții, întotdeauna eu nu pic psihic, nimic nu mă sperie. Sunt un om optimist care încerc să insuflu optimism la rândul meu și sunt un om căruia îi place să ajute. Mie îmi place să sar în ajutorul cuiva, adică nici nu trebuie să-mi cere ajutorul, că eu deja sunt acolo prezentă. Și fiind un om activ și având energie, că am, obosesc rar și greu, atunci oamenii știu că se pot baza pe mine și că dacă mă sună noaptea că au nevoie de ceva, sunt fericită să pot sări din pat să-i ajut. Nu știu cum sunt văzută în afara. Cred că de foarte multe ori oamenii confundă felul meu de a fi cu fițoșenia. Eu nu sunt un om fițos. Eu nu sunt un om care se dă în lături de la muncă. Eu nu sunt un om care nu-și suflecă mâinile să facă treabă. Nu sunt deloc așa. Dar nu știu de ce oamenii de foarte multe ori mă văd ca o fițoasă, cu nasul pe sus, arogantă. Nu sunt deloc așa. Îmi place să fiu aranjată, îmi place să mă îmbrac într-un fel, îmi place. Toată lumea zice, ești coafată tot timpul. Nu sunt, domne, coafată, mi-i prind în două secunde, am un păr care mă ascultă. Nu stau în fața oglinzii mult. Eu sunt genul care s-a trezit, s-a spălat, a ieșit pe ușă, nu stau să îmi fac, să nu știu ce. Sigur, la televizor mă machez și așa, dar sunt un om foarte, foarte practic. Sunt mult mai de pământ decât mă văd oamenii. Te-ai întâlnit cu prejudecăți asemănătoare, da, și în carieră? Da, 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 da. În carieră cred că, în carieră, în profesia asta pe care o fac, că n-am o carieră. Eu nu cred în cuvântul ăsta. Adică vom vorbi de carieră când voi împlini eu 80 de ani, eu te vorbim despre ce am făcut. Până una alta eu îmi fac meseria, atât, n-am o carieră. Dar am o experiență dobândită în timp prin muncă multă. Dar cu prejudecăți, da, m-am întâlnit. În primul rând, acelea legate de aspect, pentru că oamenii nu cred că eu aș putea juca și altceva decât ce arăt. Și mi-aș dori un contraamploa din ăsta major, adică mi-aș dori un pol opus. Și am întâlnit prejudecăți, da. Când eram la început de drum, prejudecata era în primul rând, pentru că sunt fata lui tata, că sigur, a ajutat otasul, a dus otasul, a pus otasul, lucru care n-a fost deloc așa. Eu m-am luptat mult cu numele meu, adică eu am mers în profesia asta în răspărul numelui pe care îl port, știi? Și am încercat să demonstrez că pot eu. Mai mult decât atât, poate nu mă crede lumea, dar de multe ori tata nici n-a știut ce fac în profesia asta. Deși părea că mi-a netezit cumva drumul, dar nu e deloc așa. Da, m-am întâlnit cu multe prejudecăți, dar sunt firești, sunt omenești, fac parte din viață și e de datoria noastră să le contracarăm, dacă avem argumente. Ne îndreptăm către viața ta personală. Spune-ne ce din partenerul tău te face să fii tu. Tot. 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 Nu cred că poți sta lângă un om lângă care să nu-ți fie bine. Adică, sigur, poți sta. Dar nu cred că e bine să o faci. Și cred că n-am fi ajuns la anii ăștia mulți. Sunt 22.
Care este secretul unei căsnicii de durată? Nu e o căsnicie, în primul rând. Noi nu suntem căsătoriți la biserică. Am pierdut startul și după aia n-am mai știut cum să facem chestia asta. Ne-am pus problema, câți se supără, câți nu se supără, am contorizat. N-am vrut să facem un eveniment de tipul se mărită mândra mea. N-am vrut să facem o afacere din nuntă. N-am vrut și atunci nu s-a întâmplat. Cred că secretul constă în faptul că noi nu ne-am așteptat să ajungem la atâția ani petrecuți împreună. Nu am considerat că ni se cuvine, nici mie, nici lui. Ne-am așteptat ca la un moment dat să se termine, dar ne-am bucurat de fiecare dată când am văzut că nici nu se pune problema. Noi n-am avut momente tensionate între noi și cred că aici ne-a iubit Dumnezeu. Adică ne-am găsit compatibili. Așa a fost să fie. E un noroc în viață. Dar am înțeles de la începutul relației că nimic nu vine de la sine și că trebuie construit. Știi, astea apar așa niște vorbe, niște stereotipii pe care le folosim cu toții, că trebuie să construiești. Da, chiar trebuie să construiești, dar secundă de secundă. Adică trebuie să fii permanent atent la celălalt. E o atenție pe care, de asta e vorba și de respect, așa cum ești atent la tine însuți, trebuie să fii atent și la celălalt. Și trebuie să construiești onest, pas cu pas, cu jumătate de pas, cu sfert de pas, dar permanent corect. Dacă lași găuri, se destramă tricotajul, se destramă puloverul, știi? Dacă pierzi un ochi atunci când tricotezi. Trebuie să intre firul din ochi în ochi. Și asta se face cu atenție, evident se face cu sentimente și se face cu convingerea că ăsta e drumul bun. Dacă ai dubii că omul de lângă tine nu e cel care trebuie, nu mai ai de ce să construiești. Din punctul tău de vedere, care este definiția unei femei puternice? Fragilitate. Vulnerabilitate. Convingerea că nu poate de una singură. N-ai cum. O femeie puternică e o femeie puternică pentru că și-a descoperit toate aceste slăbiciuni, să le spunem. Nu poți să fii puternic dacă nu știi că ești fragil și vulnerabil. Trebuie să fii așa. Trebuie să te arăți așa. Asta ne însemnând că trebuie să-ți faci un personaj din asta și permanent să ceri. Adică nu trebuie să fii victimă. Nu despre asta e vorba. Trebuie. Trebuie să plângi. Trebuie să suferi. Trebuie. Doar așa poți deveni puternic. Ce nu ar trebui să spună niciodată o femeie despre sine? Că nu poate. Putem orice. Și Dumnezeu ne arată în momente grele că putem orice, chiar dacă nu ne-am fi imaginat că putem acel lucru. Suntem mult mai puternici decât credem. Și ne măgulim uneori mângâindu-ne pe creștet că avem nevoie de protecție, de sigur că avem nevoie, dar toate astea vin din noi și ca să le primim trebuie să facem și noi ceva pentru ele. Doar să stai și să aștepți mi se pare o lașitate. Care este cea mai mare dorință a ta pe anul acesta? Pe toți anii de acum încolo să fim sănătoși. Eu și cu oamenii dragi mie. Atât îmi doresc. Și cred că secretul felului meu de a fi e acela că nu mi-am dorit niciodată nimic. Mi-am dorit să fac teatru, dar am fost conștientă că dacă nu se va întâmpla, tot un om fericit voi fi. Dar nu-mi doresc lucruri așa. Îmi doresc ca la anul să fac film. Nu, îmi doresc să fac film. Dar dacă nu e să vină la mine, înseamnă că nu-l merit. Înseamnă că e ceva ce trebuie să schimb în mine. Știi? Și întotdeauna m-am bucurat de ce am primit puțin, dar m-am bucurat. Pentru că contează atât de mult să știi, să te bucuri și să mulțumești pentru lucruri mărunte. Dorințele astea mărețe, că vreau la Hollywood, că vreau nu știu unde, după părerea mea sunt o dovadă de infantilism. Nu,
Eu nu-mi doresc lucruri mari. Eu îmi doresc sănătate. Asta îmi doresc, da. Și încerc să-mi trăiesc viața cât de cât, încercând să-mi ajut corpul să fiu sănătoasă. Dar în afară de sănătate, nu îmi doresc altceva. Ce altă pasiune ai pe lângă teatru? Păi teatru e cea mai mare pasiune care le cuprinde pe toate. N-am așa pasiuni, nu știu ce pasiune am, nu știu. Am mai zis, sunt îndrăgostită de mirosuri, eu sunt o persoană olfactivă și poate că dacă nu aș fi făcut teatru și dacă nu m-aș fi născut în România, ci într-o țară mult mai sofisticată, mi-ar fi plăcut să fac o școală de nas. De nasuri, nasurile din parfumerie. Mi-ar fi plăcut foarte mult chestia asta. Dar nu, tot aici, tot ce fac, tot cu ce fac, da. Dacă ar fi să dedici cuiva un rol pe care l-ai jucat, cui l-ai dedicat și care ar fi acela? Publicului le-aș dedica. Nu e un om căruia să-i dedic un rol. Nu, publicului. Care pentru mine e o entitate de sine stătătoare. Publicul e un tot unitar căruia, pentru care eu trăiesc, adică căruia îi ofer. Și care rol? Pe toate. Pe toate, chiar și cele nereușite, că există și nereușite în profesia asta. Nu e totul așa strălucitor și roz. Există nereușite, dar și ele fac parte din viață. Toate rolurile mi-au fost dragi și le-am am așa mirosuri diferite apropo de fiecare rol. Dacă ar fi să oferi acum 3 mulțumesc, cui ai oferi? Primul e clar lui Dumnezeu, clar. Și e ăla cel mai important, e ăla pe vertical, în care eu cred. Familiei mele, asta însemnând nu numai grade de rudenie, ci oamenilor din jurul meu. Și al treilea mulțumesc, cred că l-arunc așa în eter. Tuturor celor cărora poate n-am apucat sau nu mi-am dat seama că ar trebui să le mulțumesc. Îți mulțumesc și eu, Alexandra. Am primit! Mulțumesc! Am luat mulțumescul și mi-l pun la inimă. Mulțumesc mult!